Bună ziua tuturor, sunt Arotela, revin după o pauză destul de lungă. Din motive de sănătate nu am putut să-mi termin etalele pentru ianuarie. Îmi pare rău că nu am reușit să transmit cât un mesaj pentru fiecare zodie. Sper februarie să fie mult mai bun. Încerc să vin cu citirile din timp, să parcurg toate cele 12 zodii și eventual poate spre sfârșit sau măcar spre Valentine's, dragobete, să vin cu o etalare specială pentru toți. De data aceasta încerc să fac o etalare pentru cei născuți în zodia Balanței sau care au soare, ascendent, Venus sau lună în zodia Balanței. Citirea este pentru februarie, dar nu uitați că timpul este fluid, deci e posibil să se manifeste din ianuarie sau, ia uite, cineva are de-a face cu o relație toxică. Am văzut un diavol acolo. Dacă nu în februarie, poate în martie. Știți bine că la nivel de tarot, energiile sunt și timpul e diferit. Deci, dragii mei, haideți să tăiem cărțile. Balanță, februarie 2019. Soare, lună, Venus, ascendent în balanță. Luna voastră nouă de săbii. Mercurul, 6 de săbii. Marte. Sau cum acționați în public, valetul de cupe. De ce vă e frică de regele de bute? Ce vă doriți? Evident, ce își dorește toată lumea? 10 de cupe. Și ce reușiți în februarie? Frumos! Cavalerul de cupe. Haideți să vedem partenerul, partenera, persoana de care vă simțiți interesat, atrasă. Da? 8 în reverse, cum se zice. 8 de bâte în sufletul lor. Mercurul lor. Valetul de monede. Cum acționează 7 de bâte, deci le e frică de acest cavaler de spade, ce își doresc 6 de bâte și ce reușesc într-un final, o să clarificăm, 8 de spade, 8 de spade, da. Haideți să vedem energia comună dintre voi, da, ia uite, asul de spade în poziție inversă. Ceea ce confirmă că ceva nu este exprimat corect, cel puțin, dacă nu chiar ținut un pic ascuns. Posibil, după cum vedeți cărți, este posibil ca, da, să existe povestea unui trio, da, cineva se duce cu altcineva, da, în loc să stea în contextul, într-o relație monogamă, se duce cu altcineva. Una dintre persoane află, nu mai discută, da, îl lasă oarecum într-o răceală emoțională, celălalt ține la niște idei fixe, da? Dar mai presus de toate celelalte cărți despre care am încercat așa pe fugă să amintesc câteva idei, dar cum vedeți și dumneavoastră aveți 3 de cupe, 5 de monede, un cavaler care vine greu, atât de greu încât vă crește barba. Ideea este că energia comună dintre voi doi este asul de spade în poziție inversă, ceea ce în poziție normală ar trebui să reprezinte victorie, adevăr, reușită, intelectuală, profesională și chiar emoțională pentru cei care sunt mai raționali în felul în care abordează relațiile. Dar în poziția aceasta, evident că totul este cu sus în jos, adică nu se discută, nu se comunică, se țin niște secrete, nu știu de ce, știți mai bine dumneavoastră. Poate niște secrete legate de acest trei de cupe, poate, rămâne de discutat. Oricum, faptul că nu se comunică corect aduce oarecare suferință. Suferință. Nu uitați niciodată că întotdeauna puteți schimba pozițiile, da? Cel care sau cea care ar trebui să fie acum balanță poate să se afle în poziția următoare. Deci, haideți să citim cărțile.
așa repede, deși normal mi-ar trebui măcar 5 minute de meditație. Aceasta ar trebui să fie luna voastră. Ori vă gândiți la cineva în semn de aer care are o mare suferință, ori sunteți dumneavoastră acea persoană, da, fiind semn de aer, care are o mare suferință sau a avut o mare suferință și să nu uităm că acest 10 reprezintă încheierea unui ciclu. Și cred că vreți să lăsați în urmă o perioadă de mari decepții, înșelări, da, betrayals, de situații care v-au rănit pe la spate, oameni, vorbe, trădări. Nu uităm că aceasta e poziția lunii. Mai mult de atât nu puteți să duceți. E acel moment în care, momentul în care simțiți că nu mai puteți, o energie divină vine și vă scoate câte o spadă, câte o spadă, câte o spadă și reușiți să vă ridicați și să manifestați un nou început emoțional, mental, un nou început, eventual vindecați, da? De aceste răni provocate de unii și de alții. Poate să fie în această relație sau în alte relații. Eu simt că sunt răni provocate de mai multe persoane de-a lungul timpului. Fiind balanță, probabil că ați făcut multe compromisuri, pardon, și simțiți că e cazul să vă regăsiți pe dumneavoastră, să renașteți. Mercurul vostru, cum gândiți, la ce vă gândiți sau cum vă exprimați? O carte bună în situația aceasta. 6 de spade, iar o carte care exprimă aer, da? Poate să fie și un geamăn, poate să fie un vărsător, poate să fie orice altă zodie, da? Care exprimă această energie. Dar să zicem că sunteți pur și simplu dumneavoastră care vă hotărâți, da? Asta e o hotărâre mentală, pentru că vorbim de spade și e bine că e în poziția lui Mercur. Vă gândiți să vă detașați mental de un trecut. Și amândouă merg foarte bine, se completează. Aici se vede o perioadă de suferință, da? Care a ajuns la limita suportabilului. Și aici, după cum vedeți, niște ape tulburi. Vă hotărâți să vă detașați. S-ar putea chiar să vă gândiți la o călătorie, poate chiar la o căsătorie, că nu degeaba eu fi greșit. Greșelile acestea au și ele probabil o motivație. Dar cred că mai degrabă vă gândiți la o călătorie, poate vreți să mergeți într-un concediu sau pur și simplu să vă detașați de toți cei care v-au rănit, v-au provocat această suferință, să lăsați în urmă aceste ape tulburi. Este posibil să vă gândiți să călătoriți cu cineva, după cum vedeți, persoana nu este singură. Aveți și chiar copilul interior, ceea ce e foarte important, înseamnă că nu l-ați pierdut. Îl luați cu dumneavoastră în această călătorie, în această detașare. Ați înțeles că este foarte important să-l păstrați viu, copilul din voi, da? Deci ideea este că vreți să vă detașați mental de o situație foarte neplăcută în trecut. Cum vă prezentați în relația cu această persoană sau în relațiile voastre publice? Casa voastră a 10-a, da? Sau Martele vostru, Valetul de Cupe. Sunteți niște persoane foarte delicate, amabile, vreți să împărtășiți lucrurile bune, poate nu spuneți tot ce vi se întâmplă, ce simțiți și ce gândiți, da? Pentru că nu vreți să transmiteți negativitate. Posibil în viața voastră publică sau în relația cu această persoană să primiți un mesaj de împăcare, un mesaj blând care vă reconfortează și poate chiar vă inspiră să vă detașați de acest trecut nebulos.
De obicei, valeții reprezintă mesaje, un mesaj emoțional. În cazul în care dumneavoastră nu vă prezentați așa în public, cineva, poate colegi, prieteni sau această persoană, repet, vine în preajma dumneavoastră și vă spune cuvinte plăcute urechilor și mai ales plăcute sufletului. De ce vă este frică de regele de bâte? Poate să fie un semn, o persoană născută în semn de foc, leu, berbec sau săgetător. Să nu uităm că berbecul este casa voastră a șaptea. Poate ceva în relațiile cu cei care v-au rănit. O dorință de control. Da? Nu v-ați dori să o mai regăsiți sau retrăiți în relațiile viitoare. Acest rege, cu siguranță, este un om care își dorește controlul, nu asupra vieții lui, dar și asupra vieții celorlalți. Deci, dacă ar fi vorba de control, v-ați dori o altfel de relație, mult mai blândă, mult mai specială, mult mai sensibilă. Poate este o persoană în autoritate la servici care vă face probleme. De obicei, regele de bâte poate să fie și un director și un șef. Asta în cazul în care nu e o altă persoană cu calitățile acestea de lider care impun prea mult și uită să relaționeze la modul sensibil cu cei din jur. Asta pentru că este în poziția fricilor. Altfel aș putea să o descriu cu totul altfel, evident. Ce vă doriți? 10 de cupe. Fericirea. Fericirea e un ideal, da? Aceasta e o carte care reprezintă un ideal, dar acest ideal poate să se materializeze. În momentul în care lăsați în spate suferința, veți putea manifesta într-un viitor. Într-un viitor. Veți putea manifesta această bucurie imensă. După cum vedeți, cele 10 cupe sunt puse parcă într-un curcubeu. Cei doi sunt fericiți, au doi copii împreună, copiii se joacă, că sunt ai voștri sau sunt din căsătorii separate, nu contează, toată lumea este fericită. Curcubeul parcă aducea speranță. Asta vă doriți dumneavoastră în acest moment și este absolut normal, uman și Doamne ajută anul acesta să manifestați o asemenea fericire pentru că nimeni nu dorește să experimenteze atâta suferință. Nimeni. Poate există o persoană foarte emoțională, poate să fie un semn de apă în viața voastră pe care îl vedeți ca pe un ideal, da? Sau dacă nu e neapărat semn de apă, pești, rac, scorpion, pur și simplu o persoană din viața voastră are această energie absolut inspirantă care vă mobilizează să manifestați cu totul altceva, cu totul altceva. Un viitor pozitiv, un viitor colorat. Înțelegeți? Și totuși, până la sfârșitul lunii februarie, cineva va veni în viața voastră cu o ofertă. Poate să fie acest semn de apă. Aveți trei cărți care reprezintă semn de apă. Aveți un mesaj, da, emoțional, vă doriți această fericire și iată că aveți și Cavalerul de Cupe, care este o persoană foarte romantică, visătoare, idealistă, blândă, poetică. Este posibil pentru unii dintre voi, evident, nu pentru toată lumea. În viața voastră să apară, dacă nu deja este, această persoană care să vă invite undeva și să, nu știu, să se manifeste atât de frumos încât și să vă ofere această cupă a dragostei, a emoțiilor, încât să vă ajute să depășiți suferințele prin care ați trecut. Este posibil. Nu degeaba apare această carte. În cazul în care
Eu nici nu m-am uitat pe celelalte cărți ca să fac, probabil în partea a doua, o să fac asocieri între cele două persoane, da? În cazul în care este persoana în cauză, poate vine cu o scuză, poate vine cu o ofertă de călătorie, de ieșire în oraș, să vă simțiți bine că doar vine Valentine's Day. Vă aștept în partea a doua. Numai bine, dragoste și pace!